perspectiva anului nou, au fost plasate o mulțime de broșuri pe care mi-am reușit să abona sănătatea de acasă, foarte ieftine, să știți că nu sunt regim, dar în schimb, cu multe, multe rețete utile, tocmai din venite de aici, de pe planul nostru. De aceea cea de dumneavoastră, probabil și la dumneavoastră crește și păticelul, și la dumneavoastră crește, vreau să zic, și petina albă, și la dumneavoastră crește și minta, aveți aici mintă, aveți flori uscate de, sau câmp, aveți cimburul la, cimburul de câmp, aveți măcigheșul, atâtea remedii putem noi să folosim dacă știm când trebuie, ce trebuie și cum trebuie de folosit. Spuneam că omul, după imaginea aceasta, e o părticică de natură. Adică noi, fiecare de noi, suntem trup din trupul naturii. Am gândit să că Dumnezeu a creat tot și omul din pământ, așa? Suntem ființă din ființă de natură, suntem viață din viață de natură. Și dacă omul ar n-a uitat lucrul acesta și ar ține cont de legile naturii, el ar arăta, uite așa, adică tânăr, ceva mai tânăr, pentru că natura vine cu tinerețea. Ea ne aduce nouă tinerețea. Dacă omul ar respecta aceste legi și s-ar afla mai mult zilnic în tânul naturii, dacă ar consuma zilnic legume, fructe, semințare, plante, toate ce avem nevoie, gospodine, mărat, pătrunjă, toate darurile acestea naturii și-ar păstra longevitatea, adică și-ar prelungi cumva viața. De aceea, această imagine vrea să ne amintească, să fim mereu în sânul naturii, să facem zilnic și exerciții, să mergem mai des. Acolo, la pădure, căci noi, cazangenii, suntem împodurați din toate părțile de pădure. Numai despre șosea de aici, de traseu, noi nu avem pădure. În rest, vă zic că dacă o să mergem, o să vedeți că avem din toate părțile, din cele patru părți, păduri. Ceea ce ne favorizează foarte mult. Pentru plantele medicinale, poșarele, de acum știți, fotbal și așa mai departe. Foarte interesant vorbea jurnalistul Doș Larson despre omul care va zică, uită un lucru, speranța de viață ar crește imens dacă verghețurile ar avea miros de salam. Ce facem noi? Adică, uite mirosul ăsta de salam, ne duce în ispită și noi mai curând înlocuim verghețurile, plantele, dar trebuie să spun, plantele, legumele, le înlocuim cu ce? Carne. De carne de porc, frită. Și vezi că în sănătate, vor să facă fetele noastre, ca să un pic vă relaxat și face pe lungit. Așa ne primești tot în seara în față de cineva.
bărbat mai îndurat, dar să știți că mesitelul frumușelul nu poate crește dacă mama nu obține fond de remedii naturaliste, adică nu obține fond de fructe, legume.